Cred că avem cu toții motive ca să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Știți că prin descoperirea dată în vremea lui David, prin el ca proroc și prin prorocii Gad și Natan, s-a instituit la cortul și la templul Domnului, apoi construit în vremea lui Solomon, serviciu de laudă la adresa lui Dumnezeu. Era un serviciu permanent. Pentru că a înțeles acest om al lui Dumnezeu, care dorea să petreacă tot timpul în casa Domnului, asta era dorința lui unică și profundă, că ar fi frumos ce se face în cer în permanență, unde Dumnezeu este lăudat, să se facă și la casa Domnului. Dar, de altfel, templul lui Dumnezeu nu este acesta pe care scrie doar muntele Sionului. Templul lui Dumnezeu suntem noi, da? Într-un fel, dacă vreți, ne putem verifica dacă suntem ai Domnului, cu Domnul, prin felul în care îl lăudăm. Și aici ar trebui să se vadă din plin. Și fie ca și pe la casele noastre, ori de câte ori avem ocazia, să-L lăudăm pe Domnul, numele Lui să fie slăvit. Amin. Merită sau nu merită? Amin. Dragii mei, Dumnezeul nostru cel mare, dacă ne gândim la organismul nostru, la cosmosul din jur, pentru minunățile care le-a făcut, ar merita să fie lăudat și nu ne ajunge viața asta. De aceea rugăm să ne dea veșnicia să-L slăvim. Amin. Numele Lui să fie binecuvântat. Și fiindcă e vorba de o seară de binecuvântare, fie binecuvântarea Domnului și peste dumneavoastră, peste toți aici. Să binecuvânteze Domnul, cum scrie în Psalmul 115, pe cei mici și pe cei mari. Au slujit mai întâi copiii, lăsați-mă să le slujesc eu lor și să le spun repede ceva. Copii, trei lucruri așa obișnuiesc eu să spun la copii, doar trei. În seara asta despre migdal, despre migdale. Vă plac migdalele? Alunele acelea, migdalele. În Israel, migdalul este primul pom care înflorește primăvara. În România știți care înflorește prima dată? Cornul. Citiți, vă rog, împreună cu mine, în cartea Exodul, capitolul 25. Scrie aici despre cortul Domnului, de care aminteam, că avea, cum știți, în prima cameră un sfeșnic, un candelabru mare. Cu câte brațe? Știți, copii? Să-i ajute adolescenții. Câte brațe avea sfeșnicul? 7, așa. Scrie aici în Exod 25, de la versetul 33, pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal. Floare de migdal sunt așa, alb cu roz, frumoase, așa cum ar fi îmbrăcate fetițele. Cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, tot așa să fie și cele șase brațe care ies din sfeșnic. Apoi pe fusul sfeșnicului să fie patru potirașe în chip de floare de migdal. Dragi copii, eu nu le-am numărat câte erau. Temă pentru acasă. Că doar începe școala, da? Câte flori de migdal erau pe sfeșnicul din cortul Domnului? Până una altă, rețineți, că lui Dumnezeu pe semne că asta era casa lui. Îi plăceau florile de migdal. Eu când mă uit la voi copii, așa am impresia că Domnului îi place să vă vadă aici cum a văzut florile de migdal acolo. Și o adunare fără copii, ca fără florile astea de migdal, sfeșnicul. Eu nu știu cât sunteți aici, nu știu câte flori erau pe sfeșnic, dar să vă dea bunul Dumnezeu harul să nu lipsiți de aici. Fiecare cu brațul lui, câte flori pe fiecare bancă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al doilea rând. Citim tot despre cort și despre migdal în cartea Numeri, la capitolul 17. Aici este scris că datorită unor probleme ce au fost în Israel atunci, s-au pus în băieți, acolo în locul acela sfânt, 12 bastoane, bețe, toiege, într-o zi. Și a doua zi dimineața, Moise s-a dus să le inspecteze. Ce-a găsit? 11 bețe, cum le-a pus ieri, și unul? Versetul 8.
toiagul lui Aron înverzise, făcuse muguri, înflorise, câte flori? Nu știu. Copsese migdale, câte? Nu știu. Dacă le-a mâncat cineva? Nu știu. Dar interesant. Într-o noapte, îl pui seara un băț și dimineața găsești un pom cu roade. Să mă asculte și adolescenții. Știți când se întâmplă asta? Câteodată la stăruință. Vine câte unul așa, bâtă uscat. Și cum zicea fratele Dionisie Giuchici în poezia Paradisul Verde, vino, lasă ale tale uscăciunile lumești, că ștoiagul de migdale, sărbătoarea de rusale, te va face să înflorești. Amin. Și în câteva ore de stăruință, într-o seară, într-o noapte, nu mă-l vezi înverzit, ba la câte unul mai de Domnul și vedenii, să mai și coc migdale, sau știu eu ce alte descoperiri prorocii de la Domnul. Așadar, dragi copii, să dea bunul Dumnezeu până sunteți mai mici să fiți flori în adunare, dar după aceea chiar să se coacă migdale din florile voastre. Așa, ca printr-o minune dumnezeiască. Amin? Amin? Și în al treilea și ultimul rând, citim din cartea Genesa, la capitolul 43, este scris și voi vă amintiți că au plecat frații lui Iosif în Egipt să cumpere grâu. Era foamete în Canaan, vă amintiți, da? La Iosif acolo. Și acum, ce să-i ducă și ei și bătrânul tată le-a zis, versetul 11, luați din cele mai bune roade ale țării și duceți în dar omului aceluia puțin leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Chiar că în seara asta, părinților, să aveți în vedere, pe mâine merg în Egipt, merg la școală, să le puneți migdale în geantă. Asta știți cum vine, copii? Măi, în România încă poți să ții Biblia în ghiozdan. De aveți loc, luați-o cu voi într-o pauză, mai citiți. Dacă nu spuneți-le un vers de cântare sau de poezie la colegii de la școală, astea sunt migdale, că ei n-au acolo în Egipt. Trebuie să le ducem noi de aici. Au fost oameni care s-au pocăit, că și copiii pocăiților le-au dus migdale. Fisticuri, ceva leac alinător, i-au mângâiat. Avem mărturii de copii care și-au convertit colegii și apoi Dumnezeu a mântuit și pe părinți. Să le spuneți celor de afară ceva frumos, că și ei o să vină cu acriturile lor să vi le dea vouă. Voi să nu le luați, că o să vă facă rău. Deci nu uitați, dragi copii, acum sunteți flori, cu vremea trebuie să fiți migdale și să poată să guste din voi chiar și cei de afară. Amin. Să ne apropiem acum de textul citit, Matei, capitolul 18, versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Ce credeți dumneavoastră, ce sens avea această întrebare? Ce-și doreau ei? Iisus a chemat la ei un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, trebuie să faceți ca un copilaș, altfel nu intrați în împărăția cerurilor. Iar în ultimul verset din cele citite le se spunea că dacă nu avem grijă de copilaș, ar fi mai de folos să ni se atârne de gât o piatră mare de moară. Și am urmărit în alte traduceri, spune o piatră de moară trasă de un măgar, că pietrele de moară erau una mică și una mare, și aici se lege de gât una mare, se scufundă sigur, și să fie aruncat în adâncul mării. Deci rețineți, vom fi în împărăția lui Dumnezeu sau va fi mai rău decât a fi aruncat în adâncul mării? Că ar fi mai de folos, că de fapt destinile sunt doar două, în împărăția lui Dumnezeu sau în pierzare eternă. Doamne, ai milă de noi. Amin. Unde vom fi noi și copiii noștri? Nu punem întrebarea ca ucenicii, care e mai mare? Că Domnul nu le-a spus, în primul rând, care e mai mare. Întâi le-a spus cum se intră. Apoi a spus că dacă ieșiți merit, a fi mai mare. Că așa e la Dumnezeu, ierarhizarea. Pe cel
de jos îl coboară, îl urcă și pe cel de sus îl coboară. Vreau să vă rețin cu câteva adevăruri de aici. În primul rând, versetul 3. Adevărat vă spun că, asta a spus-o Domnul Iisus, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, dacă e vreunul care nu-i întorc la Dumnezeu, se poate cerceta. Dacă sunteți din cei întorși la Dumnezeu sau altfel spus pocăiți, ne cercetăm. Și nu vă veți face ca niște copilași. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce ziceți? Pe lângă felul ăsta care l-a enunțat Domnul aici, s-ar putea fenta ceva să scăpăm pe lângă așa? Mi se pare că a fost foarte categoric. Ori vom deveni ca niște copilași, ori nu-i vorba de mare, nici mic n-ajunge acolo. Cum să ne facem ca niște copilași? Că vine să întrebăm ca Nicodim. Cum să mai intre odată în pântece mamei lui și să nască? De altfel vreau să întreb, ca niște copilași, de câte zile trebuie să ne facem ca să intrăm în cer? Sau de câți anișori? Noastră, cum știți? E destul să ne facem cât un copilaș de 2 ani intrăm în cer sau cât unul de un an? Cum credeți? Sau trebuie atât de mici cât este adus la binecuvântare? Eu înțeleg Biblia că trebuie să ne facem cât un copilaș care acum se naște. Doar nu-i sunt locul, singur loc în Scriptură unde Scriptura ne vorbește despre nașterea din nou. E un alt fel de a spune a lucrurilor. Vedeți, unii s-au pocăit la tinerețe, alții mai târziu, dar acum, în mod deosebit, vorbim despre viața de familie. Chiar suntem noi ca niște copilași? Haideți să vă dau eu, de exemplu, un copilaș care s-a făcut copilaș la vârsta de, calculăm împreună, Cartea Genesa, capitolul 17. Și nu era singura dată când a cerut Dumnezeu lui Avram să facă pe copilaș. Genesa 17, citesc de la versetul 9. Dumnezeu zice lui Avram, să păzești legământul meu, iată legământul meu, versetul 11, să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Versetul 14, un copil de parte bărbătească netăiat împrejur să fie nimicit. De la versetul 23, Avram a luat pe fiul său Ismael și pe toți se născuseră în casa lui și toți au fost tăiați împrejur. Versetul 24, Avram era în vârstă de 99 de ani când a fost tăiat împrejur. Putea să zic Avram, Doamne, ai spus că trebuie tăiați împrejur de la naștere. Acum, dacă pe mine nu m-au tăiat, la 99 de ani m-am tăiat pe mine acum. Și să-l fi văzut pe Avram cum stătea la rând cu ăștia de 2 ani. Nu știu cine a fost doctorul atunci care i-a operat. Cam așa ceva ne cere Dumnezeu? Poate este vreo soră aici care are, să zic, 40 de ani și a crezut-o că au lăsat orelele, cum se zicea în popor. Și nu o să mai fie mămică de acum. Poți îi spune Domnul așa pe la vreo 45 de ani, asta trebuie să te faci așa ca un copilaș să asculți și să mai fie odată mămică acum când o să nască și fata ta. Acum, cum a zis Sara bătrână, acum să mai am pofte. Asta este ideea. Dacă nu ești gata să fii ca un copil care toate le ia de la zero, învață să citească, asta mai târziu, învață să mănânce, învață să umble. E total dependent de părinți, așa ne vrea Dumnezeu pe noi. E ușor asta sau nu e ușor? Ne spuneți-mi, vă rog, pentru un copilaș este ușor sau nu este ușor? Am auzit spunând uneori, mi-am amintit să mai spunea soția mea, că și copilașii rabdă mult sete, că nu știu să spună că le e sete. Poate că uneori tânjim și noi, ne-am dorit alte lucruri, dar un copilaș? Poate merge la piață un copilaș ca ăsta de aici, așa, singur? Să mă audă tinerii, ăștia care vor să căsătorească sau cei proaspăt căsătoriți, care vor să facă una sau alta. Dragii mei,
Noi trebuie să învățăm pe copii. Îndată vă spun despre asta. Dar până un alt, hai să învățăm noi de la copii. Că noi vrem să devenim copiii lui Dumnezeu. Mai sunt unii părinți care n-au copii și adoptă copii pe la 10-15 ani. Și le este mai greu. Dar un adevărat părinte poate să-și educe copilul, este gena sa, cel mai bine când îl ia de mic, de la naștere. Dumneavoastră ca părinți, vă doriți să vă asculte copiii? Da, ce ziceți? Cine își dorește mai mult să asculte copiii, noi sau Dumnezeu? Cine e mai îndrept ca părinte să fie ascultat, noi sau Dumnezeu? A spus Domnul Iisus că noi suntem răi în postura de părinți. A dat el un exemplu. Dumnezeu e bun. Nu un părinte bun merită să fie ascultat mai mult decât un părinte rău? Altă întrebare. Cine e mai judecat, dejudecat? Copilul ăsta așa, cum mai sunt câte unii, cum le spun eu, din neamul lui nu vreau. Cine e mai vinovat, un copil de ăsta de 2, 3 ani, 5, 10, 15 care n-ascultă? Sau un pocăit de 2, 5, 10 ani care n-ascultă? Care e mai vinovat? Cum am întrebat pe un copil, mai care copii trebuie să asculte mai bine? Ăștia mai mici sau cei mai mari? Era isteț copilul și zic, cum? Mă întreb, frate, cei mai mari, că trebuie să perceapă mai mult. Dar cum se face? Care ascultă mai bine de regulă? După caz, nu? Dar acum nu vorbim de copii, copiii numai de exemplu luați. Acum vorbim de noi. Nu așa se înțelege ce a spus Domnul. L-a luat, l-a pus și a zis, hai, acum cu voi vorbesc. Vreți rai? Vreți să vă fie Dumnezeu tată? Nu vă va fi tată numai dacă vă prea de la naștere. Și dacă vă lăsați, instruiți. Tatăl nostru din cer, binecuvântat să-i fie numele. A avut un fiu care l-a ascultat. Se zicea Solomon în Proverbe, capitolul 10, versetul 1, că cine dă naștere unui înțelept se bucură. Și așa s-a bucurat tatăl în cer, încât o strigat odată de la rozit de pe pământ. A spus, acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Ați vrea să-l audiți cu noi? Că doar știți din Biblie că nu numai cu Domnul Iisus s-a lăudat, la altă dată la o ședință s-a lăudat cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Frumos! Doamne, dă-ne harul să ne putem smeri, să putem asculta, să devenim total dependenți de Tine. Altfel, repet cuvintele Domnului, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Să luăm un exemplu. Îl întâlnim în toate evangheliile sinoptice, tânărul bogat, Marcu 10. Bunul învățător, ce să fac să moștenesc? Nu, trebuie să faci. Tu, de la tine sau să... Să asculți. Iisus a uitat țintele și a zis, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, bevea o comoră în cer, apoi vine ascultarea și urmează. Mâhnii de aceste cuvinte. Asta ne este nou foarte greu, să-L ascultăm pe Dumnezeu în ceea ce ne cere. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a sucenicilor săi, cât de nevoie vor intra, despre asta vorbim, în împărăția celor ce au avuții și care n-aveți avuții, zice, vezi, de ei greu. De bogații greu la asta, e noi greu la alta. Asta e marea problemă. Că și copiii noștri, uneori sunt ca la școală. Dacă le plac muzica, de exemplu, ai probleme, profesorul de muzică e cel mai bun. Cântă, dar de cumva nu le place altă materie, să zic fizică. Vai ce chinii pe ei la ora de fizică. Dragii mei, noi în ce domeniu ne este greu să devenim ca niște copilași? Dumnezeu altfel nu ne mântuiește, insist asupra acestei idei. Pentru că Dumnezeu în cer nu ne duce acolo la vot democratic și la mofturi. Acolo toate puterile și toate ființele îi se supun. Dumnezeu zice și se face. Se execută până în capăt. Doamne, ajută-ne să Te ascultăm de aici din probe. Pentru că ceea ce face Dumnezeu cu noi aici
V-am dat cazul lui Avram și v-am spus că nu este singular. Dumnezeu l-a probat. Știți? Se ducă în Canaan să jertfească pe Isaac. Nu i-a fost ușor. Cum știți, în perioada asta trecem printr-o perioadă mai grea. De un an și două luni soția este bolnavă. Și am numit toată perioada asta o școală sfântă. Ne-a învățat Dumnezeu lucruri care nu le-am știut. Ne-a ajutat Dumnezeu să ne sperim mai mult, să știm să prețuim fiecare zi, să ne pocăim. Că uite așa își propune Dumnezeu să ne școleze și se ține de capul nostru. Ne învață, ne meditează, nu ne lasă, că vrea să ne mântuiască. Și-a propus și Dumnezeu ce începe are putere să ducă la bun sfârșit. Numele Lui să fie binecuvântat. Frați și surori, rețineți așadar. Dumnezeu vrea cum îngrijim noi de un copil. Și toate trebuie să le ia de la zero. Așa să fim și noi când ne pocăim. Și ce frumos este să avem de-a face cu oameni care stau ca famine în fața lui Filip și spun: ce mă împiedic? Ce trebuie să mai fac? Sunt gata să fac orice. Astfel de oameni sunt adevărații copii ai lui Dumnezeu. Dar care, știu eu, dintr-un moft al lăcomiei, cum am amintit de tânărul bogat, sau în alte privințe, nu vor să renunțe, Dumnezeu, nici El nu renunță. Dumnezeu e mai tare pe piață decât noi. Nu negociem noi cu El. El rămâne Dumnezeu, în numele Lui să fie slăvit. Și dar, stimați părinți, înțelegeți că din viața copiilor dumneavoastră vrea Dumnezeu să ne școleze pe noi și să ne ajute să învățăm. Amin. Versetul 4. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare. Doar o idee scurtă de aici. Părerea mea că dacă ne pocăim cu adevărat și după ce ne-am pocăit spunem, cum spunea Domnul Luca 17, suntem niște robi netrebnici, atunci avem șanse Domnul să ne pună pe poziții după cum le are rânduite, așa, nu cum le alegem noi ca după dorința fiilor lui Zebedei. Pentru că nu cumva după ce am făcut și ni s-a cerut să ne mândrim, să rămânem toți meriți, că noi am fost păcătoși, n-am știut, Dumnezeu ne-a învățat, El ne școlează, slăvit să fie în veci. Versetul 5. Și oricine va primi un copilaș ca acesta, în numele meu, mă primește pe mine. Versetul ăsta cum îl înțelegeți? Vorbim de împărăția cerurilor. Și vă citesc aceeași Evanghelie, Matei, capitolul 25, scrie de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită în temerea lumii. Și acum, stimate mămici, tați, ascultați. Căci am fost flămând. Flămânzesc copiii dumneavoastră. Mi-a fost sete, cum vă spuneam, că rabdă sete. Am fost străin. Ăsta nu-i străin aici, la devă. Ba da, am fost gol, nu așa a venit. Ba da, voi l-ați îmbrăcat. Bolnav, să-l păzească Domnul, dar poate. Și mai departe nu-i dorim să fie în închisoare. Doamne, când te-am văzut noi? Când ai fost așa? Versetul 40. Ori de câte ori ați făcut acest lucru, unul dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei. E bine să fim darnici cu toți. Dar spune Pavel în Timotei, capitolul 5, că o femeie, ca să fie trecută în lista vădurilor și să aibă drept de pensionare de la adunare, știți care e acolo prima rubrică? Cea cu copiii sau cea cu musafirii? Cu săracii? Cea cu copiii. Că musafirii vin și sunt politicoși și pleacă. Ăștia vin și nu mai pleacă. Nici când sunt soară nu mai pleacă. Ne mai aduc încă pe alții în cârcă. Dragii mei, a primi un copilaș cu toate serviciile ce îi le faci, de fapt îl primești pe Domnul Iisus. Pentru că e un frate de-a lui, un fiu al Tatălui Ceresc. Un copilaș trebuie privit și primit în perspectiva împărăției lui Dumnezeu. De altfel, de la Dumnezeu vin
Și fie ca tot la Dumnezeu să-i putem duce. Așa trebuie primiți copii. Oricine va primi, pe mine mă primește. În perioada de cele două război mondiale, citeam asta în cartea lui fratelui Jack Deere, parcă surprins de vocea lui Dumnezeu, că o mamă, o femeie a rămas fără servicii, era perioada crizei economice, anii 29-33, până la urmă și-a găsit undeva un loc de muncă fix să îngrijească de un bătrân, ăsta avea un fiu bețiv, a violat-o, a rămas însărcinat, atunci nu era legiferat avortul și a vrut să-și pună capăt zilelor. Și a auzit o voce, de altfel cartea, cum a spus, se intitulează Surprins de vocea lui Dumnezeu. Voce care îi spunea să nu iei viața copilului, că Dumnezeu are un plan cu el. Va fi bucurie pentru mulți. Femeia a fost într-adevăr surprinsă, l-a lăsat să trăiască, l-a crescut cu greu, dar a devenit un evanghelist prin care s-au mântuit mulți. Deci iată că un copil care vine în familia noastră va aduce răsplată, că tot ce facem pentru el ni se va răsplăti atunci, acolo, în Împărăția Sfântă. Dar cea mai mare răsplată nu e ceea ce vom primi noi după el, ci cred bucuria ca un copil să ajungă el în Împărăția lui Dumnezeu. Și noi putem să facem asta în familiile noastre. Nu știi cine și ce se naște în casa ta. Am făcut un calcul cândva, discutam cu niște frați și m-a ajuns la o convingere. Noi suntem datori, asta în altă ordine de idei decât cele spuse până aici, noi suntem datori să naștem pentru că am fost născuți. Dacă faci statistici în istorie, de exemplu, în secolul XIX, media de copil pe familie în România era 8 copii, media. Nu se poate ca generațiile dinaintea noastră, prin care Dumnezeu ne-a dat viață până aici, să nu fi fost unii dintre protopărinții noștri, poate născut al 8-lea, al 10-lea, al 12-lea. Nu știm la câtele. Uite acum îmi vine în minte. Bunica mea despre tată a fost a 10. Cine știe și la dumneavoastră? Dacă alții nu ar fi înțeles să primească un copilaș, că îl primesc pe Domnul Iisus, pe cât s-au născut de atunci, numai prin tatăl meu, prin mine, prin copiii mei, și toți aceștia cu perspectivă eternă. Oamenii care privesc viața numai raportat la existența noastră limitată de aici, care nu sunt conștienți de răsplata care se oferă pentru toate cele ce le face. Spunea Domnul Matei 10 că va fi răsplătit și un pahar cu apă. Apoi cât lapte și ciorbă și felul 2 și câte prăjituri au mâncat ăștia, asta numai Dumnezeu le-a contabilizat pe toate. Cunoașteți cazul acela de la Izvin, când o soră se frământa, Doamne, eu n-apuc să fac pentru lucrarea ta numai aici acasă, 16 copii. A venit un înger și când a cubat scutecele, că atunci nu era cu Pampers, și-a făcut un calcul, a zis, bărbatul, eu le spăl de acum. Și dacă așa bine se plătește. Dragii mei, țineți minte, la Dumnezeu plata nu-i neapărat după volum. La Dumnezeu contează cu ce inimă o face. Am întâlnit nu puține situații în care tați și mame au spus, am cârtit înaintea Domnului. Cu copilul ăsta am avut probleme, ci suntem vinovați de atunci. Să o facem ca pentru Domnul. De fapt, tu ții în brațe un Iisus. Și tot ce faci, faci pentru Iisus. Pentru că spune în Matei capitolul 8, vă citesc cuvintele Apostolului Pavel, ce a intenționat Dumnezeu, cum să arate familia cerească. Și nu uitați că Domnul spune, aștia-s frații mei, Matei 8 cu versul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, e vreunul pe care nu l-a cunoscut Dumnezeu mai dinainte? Știți cum a strigat prin profetul acela care s-a dus din Iuda la Betel? Se va naște un fiu acasă lui David, numele lui va fi Iosia. Ce a spus Dumnezeu lui Avram despre nepoții săi pe linia lui Ismael? 12 voi va naște, pe toți îi cunoaște mai dinainte. I-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut între mai mulți frați sau surori, că în privința mântuirii nu e nicio diferență problema genului. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu mai întâi să învățăm de la copii în a fi născuți din nou cu adevărat și a lăsa pe Dumnezeu să ne crească așa cum îi place,
că dumneavoastră nu credeți în reîncarnare, așa-i? Dar vă spun eu că știți cum există reîncarnare, la pocăiți. Câte unul nu e născut cu adevărat din nou și mai trăiește din viața lui anterioară, asta e reîncarnare. Dar reîncarnarea asta e păcătoasă. Asta e fire pământească. Să fim născuți din nou cu adevărat. Și când primim un copil și tot ce facem pentru un copil, stimate mame, nu uitați, Domnul s-a fost așa în pântecile Mariei, un bebelaș. Și toți sfinții au trecut pe acolo. Cum spunea Ioan Alexandru, al nostru poet, că pântecile mamei este prima biserică. Nu s-a umplut Duhul Sfânt, n-a umplut Duhul Sfânt pe Ioan Botezătorul încă de acolo? Apoi ce să mai spun de brațele mamei? Că uite așa, până îi creștem noi pe ei, ne smerește Dumnezeu pe noi și întreb te-o zădată în rai. E frumos? Dumnezeu are un proiect minunat, mărit să fie numele. Și ultimul aspect, versetul 6. Dar oricine va face să păcătuiască unul din acest micus care crede în mine. Aici e ceva interesant. Dacă noi ne mântuim, devenim ca și copii. Am o întrebare, vă rog, rețineți. Oare copiii nu se pot mântui? Deci dacă noi ne mântuim, mai ușor devenim ca ei. Ei nu se pot mântui? Ba da. Statisticile arată că, și dumneavoastră știți asta, dacă vreți și de la stăruință, cine primește mai ușor Duhul Sfânt? Un adolescent sau un bătrân? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să-i cerceteze Dumnezeu din frage de copilărie. Prin cuvântul său ca pe Timotei. Nu cumva să ajungă până la 20 de ani nebotezat în apă, nebotezat cu Duhul Sfânt. Întrebări. Cineva spunea, uite, un băiat de 27 de ani nu e botezat cu Duhul Sfânt. Mă căsătoresc, eu nu mă căsătoresc. Unde a fost până acum? Da, să avem grijă că și copiii noștri pot uneori la vârste foarte fragile, de la nivelul vârstei lor. Că mai târziu trebuie să maturizeze, să au o nouă experiență cu Domnul, foarte bine. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine. La 10 ani, un copil, la 12 ani, ca Domnul Iisus, interesat, cercetat, undeva am fost într-o biserică, nu mare, nu știu cum au ajuns la concluzia asta, s-a făcut rugăciune cu copiii și s-au mărturisit copiii și adolescenți. Am stat la mărturisire până pe la ora 12. Și un copilaș de vreo 9 ani, la urmă, spune, frate, vreau să vin și eu la mărturisire. Cineva dintre ele a observat și a zis, vezi de treabă, fratele e obosit la ora asta. Zic, lasă-l ca să doarmă liniștit. La 9 ani simți nevoia să-și despovăreze sufletul. Avea încărcătură urâtă și multă. Da, am întâlnit copii care mărturisindu-și păcatele, plângeau. Asta e stare de pocăință. Deci dacă, repet, noi devenim ca și copii, ne mântuim mai ușor, să rețineți, ei se pot mântui mai ușor. Pe măsură ce trec ani, se mântuie mai greu. Dar ideea mai mult de care vreau să mă ocup din acest verset este dacă cineva face pe unul din aceștia micuți care cred în Domnul să păcătuiască, cum v-am spus, mai degrabă s-ar iar omorând mare. Dar de ce? Nu vi se pare prea ridicolă expresia Domnului? Îmi pare foarte logică. Adică decât să distrugă viața spirituală a unui copil și să moară doi, că el oricum e pierdut dacă îl distruge pe celălalt, azi că mai bine să arunci el în apă, să moară numai el cu piatra, nu el cu copilul. Nu cumva, stimați părinți, să fim pietre de potignire pentru copiii noștri, decât să fii piatră de potignire pentru copilul tău, prilej de păcătuire, atunci mai bine găsește-ți bolovanul. Doamne ferește! Nu a trimis Domn pe nimeni la mare. Le-a spus numai cât e de grav asta. Și să se ferească. Spune Scriptura, prin învățătura Apostolului Pavel, Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Și interesant cum pune asta întâi înaintea învățăturii. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrare și învățătura Domnului. Cum adică? Întâi să nu întărâți la mânie și apoi să educi. Da, pentru că întâi trebuie să fie exemplu. Poate cunoașteți întâmplări de genul că tata i-a spus la copil, măi, vezi, să nu mă spui la mamă ta ce am făcut.
Și apoi îi spune lui lecție, băi, să spui ce ai făcut la școală? Păi, dacă tată tu n-ai să spui la mama că descrie, spun la mama. Este cea mai mare durere. Un slujitor s-a dus acasă într-o familie și părinții au spus, auzi, te trimitem la gară cu băiatul nostru să-i spui că nu prea vrea să vină la adunare, e adolescent. Să-l chem. Și așa de neplăcut când avem de face cu copii care se pierd. Și păstorul i-a spus, uite băi, să vii la adunare. Nu vin, frate. Dar de ce? Ei, ce faci acolo? N-a spus tata și mama. Mă, ce să spună păstorul? Să respecte pe tata și pe mama. Au luat povara pe el. Și a spus, da măi, noi la adunare acolo mai avem oameni care sunt problemă, dar tu ai pe tata și pe mama, ăștia spocăți, apă ăștia știu mai bine. De azi nu m-am auzit, pe ăștia știu. Asta e durerea. Copiii ne știu când suntem bucuroși și ne miros când ne certăm și dacă ne ascundem de ei. Ei își dau seama că trăiesc între noi. Familia e locul unde nu te poți ascunde. Acasă nu poți juca teatru, că nu-i cortină. N-ai orar de scenă. Acasă ești așa cum ești. Te știe toți. Copiii în mod deosebit te citesc. Și ce e mai grav, că și copiii sunt la vremea în care copiază? Spunea fratele Paul Brand într-una din cărțile sale, un misionar medic în India, s-a uitat odată la un student al său și a zis, măi ce samin pe un profesor al meu de la Londra, dar nu știu cum, exact felul în care examinez pacientul, cum făcea profesorul meu? Și a văzut pe ceilalți studenți că zâmbesc. Și zice, ce zâmbiți? Dar zice, studentul acesta, colegul nostru, nu copiază pe profesorul dumneavoastră. L-ați copiat dumneavoastră pe profesor și el vă copiază pe dumneavoastră, că așa faceți dumneavoastră. Dar nu s-a dat seama că el face așa. Da, dragii mei, să ne păzim, a spus-o Domnul, vai de lume din pricina perioadă de păcătuire, adică îi vai că nici din cei de afară nu se pocăiesc, nu intră în rai datorită nouă. Dar durerea e mai mare când ăștia ai noștri sunt împiedicați prin comportamentul nostru. Și știți când se împiedică copiii în comportamentul nostru? Când n-am devenit noi copii. În copiii lui Dumnezeu, ei nu se împiedică. De aceea, dacă n-ați devenit copiii lui Dumnezeu, când vreți copiii dumneavoastră să meargă la mărturisire, dacă vreți să-și ceară iertare, hai să o facem și noi acasă. Spune-mi, dragul meu, te rog să mă ierți. Să vă spun eu odată o scenă. Căutam pe un băiat al nostru, nu-l găseam, era undeva într-o sală, cum la noi sunt acolo două clădiri și multe săli. Făceau ceva repetiții cu ceva instrumente. Dar eu eram puțin așa, mai, cum să spun, mai agitat, poate, pentru că nu-l găsisem, trebuia să ajung la slujbă, ceva de genul ăsta. Și le-am zis o vorbă așa mai aspră. A doua zi, acasă, îmi spune așa, finuț, tata, nu ți se pare că vorba aia totuși ca păstor trebuia să fie puțin mai frumos articulat? Păi, ai dreptate. Da. Dacă și noi suntem copii și ei sunt copii, la copii nu-i rușine să ceară iertare. Și n-au probleme cu orgoliu că trebuie să smerească. Copilul învață și mama învață lângă el. Băiatul învață și tata învață, păstor să fie, director să fie, ca nu cumva să-i afectăm în mântuirea lor. Și nu cumva după a ei să ne aducă nouă amărăciune. De aceea spun în încheierea acestor idei, dragii mei, binecuvântată lucrare-i familia. Prin felul în care Dumnezeu a gândit-o, să se nască oamenii, să crească, să fie educați, formați, soțul, soția. Nu degeaba diavolul se luptă acum pe pământ să distrugă familia, că știe că e o construcție extraordinară. Când dragoste
ne putem accepta, ne putem modela sub mâinile binecuvântate a Creatorului nostru. Acolo, în familie, acolo ne prelucrează Dumnezeu. Acolo ne smerim, ne zdrobim, o luăm de la capăt. Cum zice Pavel în Galaten, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii. Noi trudim pentru copiii noștri, când sunt mai mari, ajuns să căsătorească. Se frământă ei, ne frământăm și noi. Spunea un băiat într-o zi către tatăl, îl zice, tata, te mai rogi pentru căsătoria mea? Și tata zice, băi băiete, zilnic și uneori cu lacrimi. Și băiatul zice, înseamnă că plângem amândoi. Da, e ceva la care lucrăm într-o combinație binecuvântată. Pentru că vrem nu neapărat să ajungem cei mai mari în cer, dar vrem să ajungem acolo. Amin. Și cum zice poetul, un singur lucru m-ar îngrijora când va lipsi de acolo cineva. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, noi și copiii noștri să devenim copii al lui Dumnezeu. Noi să-i primim copiii noștri ca pe fiii lui Dumnezeu. Și nu cumva noi să distrugem ceva din această lucrare binecuvântată prin comportamentul nostru că n-am devenit copii cu adevărat al lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Amin.